Bună ziua, dragi prieteni! Astăzi mi-am propus să vă prezint o parte din activitatea pe care am avut-o în ultimul an, de când sunt președinte al Consiliului Județean Maramureș. Și anume, în primul rând, proiectele la care am lucrat în această perioadă și, sigur, o serie de activități. De asemenea, vreau să vă spun din capul locului câteva lucruri despre ce s-a întâmplat în această perioadă, pentru că este important să înțelegem cum au decurs lucrurile. Din momentul în care am venit președinte al Consiliului Județean Maramureș cu votul și încrederea dumneavoastră, am început să lucrăm la partea mai puțin văzută a proiectelor. Și anume, am lucrat pe documentații tehnice, studii de fezabilitate, studii topografice, studii geotehnice și așa mai departe, care sunt premergătoare oricărui proiect de investiții. Ca să fac o paralelă, și atunci când construiești o casă, ai nevoie de proiect tehnic al casei, ca acea casă să fie autorizată și să poată să se înceapă lucrările la ea. Durata unui astfel de proiect este de asemenea în funcție de gradul de dificultate a proiectelor pe care le avem, la fel ca și la o casă până la urmă. Dacă este o casă mai micuță, durează mai puțin. Dacă este un constructor bun, cu atât mai puțin. Dacă nu, atunci se pot întinde aceste proiecte. Avem în acest moment o serie de proiecte pe care am lucrat, care, din păcate, nu au fost abordate în trecut de fostele conducere ale Consiliului Județean Maramureș, probabil pentru că se gândeau că sunt prea costisitoare sau că nu sunt în atribuțiile lor. Însă am luat atitudine și am început să muncim pe proiecte strategice, proiecte care vor avea cu siguranță un impact major pentru economia județului Maramureș. Dar proiectele majore, proiectele care au un impact major, au și o valoare foarte mare și de asemenea sunt și foarte costisitoare din punct de vedere a muncii pe care trebuie să o depunem ca aceste proiecte să devină realitate. Și sigur că vă voi explica în mare pe fiecare proiect despre ce este vorba în minutele care urmează, iar ulterior, dacă aveți întrebări, puteți să le puneți în comentarii și îmi va face o deosebită plăcere să vă răspund. Acum vă voi prezenta proiectele la care lucrăm și care sunt în diverse stadii, fie unele dintre ele finalizate, unele în execuție, altele la faza de proiect, depunere cele de finanțare sau licitație publică. O să încep cu podul peste Tisa, podul peste Tisa care va fi construit în zona Teplița, Sighetul Marmației, care are un rol foarte important din punct de vedere economic, social, din toate punctele de vedere, pentru că este un pod care va lega practic România de Ucraina, Maramureșul de Transcarpatia, și acest pod va avea capacitatea de transport inclusiv marfă, spre deosebire de actualul pod care leagă cele două regiuni, cele două țări, pe care, din păcate, se poate circula doar pe un singur sens și doar cu mașini care să nu depășească 3,5 tone. Pentru că astăzi, la Sighetul Marmației, la granița cu Ucraina, avem un pod de lemn. Acest pod pe care urmează să-l construim este deja în licitație publică, proiectare cu execuție, avem 5 ofertanți. Estimăm că în următoarele 3 luni vom finaliza partea de analiză a ofertelor și vom semna procesul verbal final
al acestei achiziții, astfel încât în 25 de luni, de la momentul în care vom atribui lucrarea, acest proiect să fie finalizat. Și anume în 2024, în vara anului 2024, cam asta este estimarea. Acest pod este de 261 de metri, plus înființarea celor două puncte vamale pe o parte și pe cealaltă a Tisei. Un proiect de 169 de milioane de lei, care este realizat împreună cu CNAIR. Sigur că va fi finanțat prin fonduri europene, prin programul operațional Infrastructură Mare, unde deja avem împreună cu Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri cererea depusă și aprobată. Mai departe, lucrăm la podul la drumul expres Baia Mare-Satu Mare, unde suntem la faza de studii de fezabilitate. Este un proiect complex de 55 de kilometri de drum expres care va lega Baia Mare de Satu Mare, Baia Mare de vestul Europei și care este foarte așteptat de maramureșeni, de băimăreni, de sădmăreni, de toată regiunea, pentru că este un proiect care va avea un impact major. Anul acesta ne-am propus să finalizăm studiile de fezabilitate, iar anul viitor să demarăm procedurile pentru achiziția publică, pentru execuția lucrărilor și pentru proiectarea lucrărilor. Drumul expres Baia Mare-Jibou, acolo este în licitație publică studiul de fezabilitate de această dată la Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri. Și acest drum va fi extrem de important, dar în acest moment suntem abia în faza de achiziție a studiilor de fezabilitate și va dura probabil undeva la 9 luni de zile această etapă. Varianta ocolitoare a municipiului Baia Mare. Acest proiect la care țin foarte, foarte mult, pentru că este o variantă metropolitană a municipiului Baia Mare, care va porni din zona Bușac-Cicârlău, va merge pe lângă localitatea Merișor, cu o descărcare, adică un nod rutier în zona, aeroportului internațional Maramureș și își va continua drumul spre localitatea Recea, trecând peste râul Lăpuș și apoi mai departe până la actualul târg auto din zona Satul Nou de Jos, unde de asemenea va avea un alt nod rutier, va trece de asemenea peste DN1C în zona Recea-Romanița și sigur va trece după aceea până în DN18B, unde vom avea un alt nod rutier care va face o descărcare atât pe DN18B, cât și în zona industrială dinspre Baia Spria municipiului Baia Mare, în zona flotației centrale, și apoi își va continua drumul până la Baia Sprie, prin dreapta satului Satul Nou, practic printre Groș și Satul Nou de Sus, până la Baia Sprie. Sunt în acest moment în avizare la CTE variantele pe care mergem, dar în mare cam aceasta este varianta, sigur cu mici modificări pe care le vor sugera cei de la CNAIR. Iar în vara acestui an vom lansa procedura de achiziție publică privind proiectarea și execuția. Estimez că anul viitor, în primăvară, deja vor începe lucrările de execuție a acestui drum strategic pentru Baia Mare și pentru zona metropolitană și pentru Maramureș. Este estimat la 103 milioane de euro, adică o sumă substanțială, dar are foarte multe pasaje, poduri, noduri rutiere care au o valoare foarte ridicată. De asemenea, reabilitarea actualei centuri ocolitoare a municipiului Baia Mare. Acesta este un proiect pe care l-am demarat împreună cu Primăria Baia Mare
și cu Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri. Aici vom realiza trei pasaje, un pod, două sensuri giratorii și, de asemenea, lărgirea actualei variante de ocolire, care are undeva la 8 kilometri, la două benzi pe sens. În această primăvară, și anume în luna martie, avem programat lansarea licitației pentru pasajul de la Clubul Văcarilor și pentru pasajul de la Italsofa, urmând ca în maximum 3-4 luni de zile să avem deja desemnat un câștigător, iar anul viitor, în 2023, pe finele anului, aceste obiective să fie finalizate. Aceste pasaje vor avea un rol important în decongestionarea traficului în acest moment și apoi, când va fi finalizată centura metropolitană, vor avea și un rol de preluare a traficului spre municipiul Baia Mare. Sigur că lărgirea actualei centuri este esențială și aici vom realiza un parteneriat cu Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri, astfel încât să putem să facem aceste investiții în paralel, atât partea de pasaje, cât și lărgirea, și estimez că anul viitor, pe final, va fi finalizată și lărgirea la 4 benzi. De asemenea, varianta ocolitoare a municipiului Baia Mare, un alt proiect la care țin foarte mult și pentru care am avut probleme în ceea ce privește realizarea studiului de fezabilitate până în acest moment, dar estimez că până în luna august, cel târziu în septembrie, să avem studiul de fezabilitate finalizat și apoi să putem scoate la licitație proiectare cu execuție, un drum care de asemenea este în parteneriat cu Compania Națională de Investiții. Toate proiectele despre care v-am spus până acum, excepție făcând centura mică, actuala stradă Europa și strada Dumbravei, toate restul sunt preconizate a fi făcute prin fonduri europene. Deja suntem într-o fază foarte, foarte avansată. La Sighetul Marmației am avut ghinionul de a avea fie o ofertanță foarte slabă în ceea ce privește realizarea studiului de fezabilitate, fie n-au avut experiența necesară și atunci am fost nevoiți să reluăm achiziția publică privind studiul de fezabilitate pentru a treia oară într-un an de zile, dar trag speranțe că până în toamna acestui an vom avea finalizat studiul și vom putea merge cu cererea de finanțare și sigur cu proiectarea cu execuția începând cu 2023. De asemenea, mai avem câteva variante ocolitoare pentru care lucrăm în acest moment. Varianta ocolitoare a localității Copalnic Mănășturi este o investiție mai micuță, dar cu un impact deosebit pentru comunitatea din Copalnic și o scurtătură pentru șoferii care vor tranzita DN18 spre Târgu Lăpuș sau dinspre Târgu Lăpuș și nu va mai fi necesar să se treacă prin centru localității Copalnic Mănășturi, mai ales traficul greu. Aici, în vara acestui an, vom lansa procedura publică de achiziție pentru proiectare cu execuție și estimez că în 2023, pe final, și acest obiectiv de investiții va fi finalizat. De asemenea, avem varianta ocolitoare a orașului Borșa, unde studiul de fezabilitate este spre finalizare. Este un proiect mai mare pe un drum existent din Borșa, pentru că știți foarte bine că la Borșa relieful nu permite să ocolim întreaga comunitate, din păcate, dar această variantă va rezolva foarte multe probleme de trafic, mai ales în zona centrală și în zona turistică a orașului Borșa, care în perioada sărbătorilor de iarnă, vara,
este foarte, foarte aglomerată și sunt convins că această centură va ajuta foarte mult traficul în această zonă. Aici avem două variante de finanțare, fie prin program operațional regional, unde am fost deja incluși, fie prin program operațional infrastructură mare. În luna martie, când va fi finalizat studiul de fezabilitate, vom lua decizia pe care dintre programele operaționale mergem și apoi vom scoate la licitație proiectare cu execuție, astfel încât și acest obiectiv de investiții să fie finalizat până în 2024. De asemenea, avem în lucru în acest moment studiul de fezabilitate al orașului Șomcuta Mare, care va fi finalizat în luna aprilie a acestui an, urmând ca acest proiect să fie scos la licitație în proiectare cu execuție în luna mai. Acest proiect va fi introdus în programul operațional regional, în pachetul de drumuri județene pe care îl avem deja negociat la DRN Nord-Vest. Acest proiect va ocoli Șomcuta Mare și ne va ajuta și în dezvoltarea parcului industrial pe care deja îl avem în lucru la Șomcuta Mare. Varianta de ocolire a orașului Vișeu de Sus este de asemenea într-o fază avansată în ceea ce privește partea de documentații, studii geotopo, dar avem câteva probleme în ceea ce privește expropierile, culoarul de expropiere, pentru că este o zonă foarte dificilă și de aceea am rugat proiectanții împreună cu colegii din Primăria Vișeu să încerce să nu exproprieze, să nu ne pună în culoarul de expropiere și gospodării, pentru că este mult mai dificil de realizat această investiție decât restul, dar trag speranțe că până în 2024 vom putea începe execuția și acestui proiect de investiții. În ceea ce privește pasajul suprateran de la Clubul Văcarilor, v-am spus mai devreme când discutam de centura mică, că el urmează să fie scos la licitație în luna martie și termenul de finalizare va fi decembrie 2023, la fel și pasajul de la Italsofa. De asemenea, pasajul suprateran de pe Bulevardul Independenței. Urmează să realizăm parteneriatul cu municipiul Baia Mare pentru realizarea studiului de fezabilitate și estimez că până pe finele anului va fi lansată procedura de proiectare cu execuție și pe acest pasaj. Apoi avem proiectul Marea Nord, în care vă spuneam că va intra și centura de la Șomcuta, dar și centura de la Copalnic. Valoarea proiectelor pe care le vom finanța prin proiectul Marea Nord depășește 100 de milioane de euro prin program operațional regional. Termenul de finalizare a proiectelor din Marea Nord este 2024. Am finalizat în această lună o mare parte din studiile de fezabilitate aferente acestor proiecte. Practic, lotul 1 DG109F, Rogoz, Lăpuș, Băiuț, Cavnic, DG184 este finalizat. Lot 2 DG109F, Ocna, Șugatag, Ferești, DN18 este finalizat. Lot 3 DG185, Hărnicești, Ocna, Șugatag este deja finalizat studiul de fezabilitate. DG186, Vadu, Izei, Oncești, Nănești, Bârsana, DG185 este de asemenea finalizat studiul de fezabilitate și lotul 5, DG186, Ferești, Cornești, Călinești, Sârbi, Budești este de asemenea finalizat studiul de fezabilitate. Mai avem câteva mici modificări pe care le discutăm cu proiectanții, dar în această lună închidem toate aceste detalii. Practic, termenul este data de 16 februarie, pe care l-am dat prin documentația de atribuire atunci când am semnat contractele cu operatorii economici.
Însă vom mai introduce în acest proiect care urmează să fie depus pe programul operațional regional în primăvara acestui an și centura Șomcuta, centura Copalnic și analizăm dacă va intra și centura orașului Vișeu tot în acest program de finanțare. Cert este că inclusiv cei de la ADR Nord-Vest au fost surprinși de faptul că noi practic suntem pregătiți deja cu licitațiile pentru proiectare și execuție și începând cu luna martie vor fi lansate licitațiile astfel încât anul viitor să se lucreze intens pe aceste tronsoane de drumuri și în 2024 să fie finalizate. De asemenea, avem un alt lot de drumuri județene pe care le-am pregătit spre finanțare, de această dată nu prin fonduri europene, ci prin Programul Național de Investiții Angel Salini. Aici vorbim de un pachet de aproximativ 100 de milioane de euro. Tronsoanele de drum pe care dorim să le reabilităm sunt DJ198A Gâldan, limită cu județul Sălaj, pe la Ulmeni, DJ108E Mireșul Mare, Lucăcești, Dănești, Chioarului, Pribilești, Mogoșești, Hidiaga, DJ109U Strâmbu Băiuț, Băiuț Botiza, DJ171 Rogoz, limită județul Bistrița Năsăud, DJ171A Suciu de Sus, Groșii Țibleșului, DJ182B Baia Mare Coaș, care pornește de la Italsofa, unde vom realiza pasajul despre care vă vorbeam mai devreme, DJ185 Petrova Bistra Valea Vișeului și DJ188 Bogdan Vodă Vișeu de Jos. Dar sigur că mai avem o serie întreagă de drumuri pe care le vom face și din fonduri proprii. De exemplu, vom lega cu un drum nou, așa cum am făcut și anul trecut, adică vom realiza acele legături între localități unde nu există în acest moment asfalt și sunt clasificate ca drumuri județene, la fel cum am făcut și la Poinile de Sumunte, la Arieșul de Pădure Coltău sau la Preluca Nouă spre Șumcuta. La fel vom face și acum, și anume avem deja planificate lucrări importante, de la Vima legătura cu Boiul Mare, pe care o vom face drum asfaltat și va fi în cele mai bune condiții. Avem legătura între Sălaj și Mireș pe la Chelința. Este un drum destul de dificil pentru că este exact pe malul Someșului și este neasfaltat. L-am pregătit pentru asfaltare chiar de anul trecut, însă anul acesta vom intra cu asfaltări. Și mai avem și alte legături importante. Vreau să legăm Bârsana de Petrova, pentru că sunt doar 3 km până la Petrova, astfel încât să continuăm deja 185 din Bârsana în Petrova și va fi și aceasta o legătură importantă și pentru locuitori, dar și pentru turiști. Sunt, sigur, lucrurile pe care le-am finalizat, deja 186, deja 187, și drumul Nordului pe care l-am găsit la 15% realizat. Într-un an de zile am reușit să ajungem la 95%. Practic pe lotul 1 lucrările sunt în proporție de 99,5% finalizate, iar pe lotul 2, care pornește de la Șomcuta spre Șurdești, acolo mai sunt încă de realizat câteva podețe, mai sunt câteva lucrări de acostamente și sigur este o lucrare care nu a fost previzionată la începutul contractului și anume aducțiunea de apă canal pe care o realizează
primăria Remedia Chiorului printr-un proiect propriu unde am contribuit și noi, dar care ne-a întârziat lucrările pe acel tronson și sunt 3 km de drum pentru care vor începe doar în această primăvară lucrările, însă în iunie vom finaliza în proporție de 100% și acest drum de peste 72 de kilometri. Am reușit anul trecut să asfaltăm prin forțe proprii cu Compania Județeană de Drumuri și Poduri peste 40 de kilometri de drum județean, fie reabilitare, fie modernizare, modernizare însemnând că nu a fost niciodată asfaltat. Și vă spuneam de Coltău, Arieșul de Pădure, la Bocicoel a fost reabilitat podul și au fost consolidări de maluri importante, la Păinile de Sumunte, drumul către Cătunul Luhei, aproximativ 4 km de drum nou în două straturi, foarte frumos realizat, Slătioara Glod, aproape 7 km de drum județean, Preluca Nouă Codrii Butesei, aici a fost practic reabilitat din Copalnic până în Codrii Butesei, dar 3,5 km au fost neasfaltați până în acel moment, restul fiind într-o stare de degradare pe care sigur că l-am reabilitat în totalitate. De asemenea, Rogoz-Libotin, am reușit să refacem covorul asfaltic astfel încât locuitorii comunei Cupșeni să poată să se bucure de un drum practicabil și în bune condiții. De asemenea, și eu, Botiza, a fost reabilitat anul trecut. Deja 171A la Groșii Țibleșului și aici mă refer doar în localitatea Groșii Țibleșului, urmând ca restul să fie reabilitat printr-un proiect spre Suciu de Sus. Bogdan Vodă Bocicoel au fost mai multe lucrări care au fost realizate acolo, inclusiv covor asfaltic, dar și stabilizarea versantului pe urcarea dinspre Bogdan Vodă. Vima Mică, Vima Mare și Strâmbul Băiuț Rotunda, și acolo au fost câteva cofoare asfaltice, dar aici pe 109F se va intra cu o reabilitare completă începând cu acest an. De asemenea, am realizat proiectul pentru reabilitarea Palatului Administrativ din Baia Mare, unde funcționează peste 13 instituții publice pe lângă Consiliul Județean și care este un ansamblu arhitectonic superb, dar care are nevoie neapărat de o reabilitare completă, începând cu instalații și cu tot ceea ce înseamnă fațade, geamuri, totul va intra în reabilitare prin programul operațional regional. De asemenea, am realizat cererea de finanțare, proiectul, studiile de fezabilitate pentru terminalul nou al aeroportului internațional Maramureș. Aici este vorba de o finanțare de 23 de milioane de euro prin programul operațional infrastructură mare. Am avut negocieri aproape un an de zile cu Jaspers, care este consultantul Comisiei Europene și care ne-a încurcat foarte mult în acest proiect. Trebuie să vă spun și acest lucru, dar într-un final documentația noastră este aprobată și intră la finanțare, iar terminalul va fi scos la licitație, proiectare cu execuție până la finalul lunii februarie, urmând ca lucrările să fie derulate până în decembrie 2023, când va fi termenul final de recepție al noului terminal internațional. Noul terminal internațional are o suprafață de 12.900 de metri pătrați. Este un proiect modern, cu aparatură modernă, cu tot ceea ce trebuie, astfel încât pasagerii care vor circula de pe aeroportul internațional Maramureș și înspre Maramureș să beneficieze de condiții cât mai bune în aeroport. De asemenea, am lansat și schemele de ajutor de stat pentru dezvoltarea curselor internaționale pe aeroportul internațional Maramureș
Și în acest moment există un zbor de Milano în, și sigur că am semnat și pentru Paris și Londra. Așteptăm ca compania care a câștigat licitația să primească avizul celor autorității aeronautice din Londra, astfel încât să poată opera curse și spre Londra, pentru că de când au ieșit din Marea, din Marea Familie Europeană, Marea Britanie are alte reguli și condiții decât restul Europei. Cert este că din luna aprilie vom avea și o cursă de Paris, practic în 8 aprilie va fi inaugurată și urmează să mai scoatem un ajutor de stat astfel încât să dezvoltăm 5-6 zboruri internaționale pe aeroportul din Maramureș. De asemenea, îmi doresc să multiplicăm și cursele pentru zborurile interne spre București, adică pe lângă Tarom să mai aducem o companie care să opereze încă un zbor pe zi spre București. Ceea ce privește parcurile industriale, după lungi negocieri și discuții cu autoritățile publice locale, cu reprezentanții ai autorității publice locale, cu primarii din județul Maramureș, am identificat 3 locații pe care vom construi viitoarele parcuri industriale. Este vorba de 10 hectare la Șomcuta Mare, 30 de hectare la Baia Sprie, în zona Satul Nou de Jos, și Satul Nou de Sus, îmi cer scuze, și la Fărcașa 20 de hectare. Deja sunt în lucru studiile de fezabilitate și urmează să lansăm cererea de finanțare în momentul în care se deschid apelurile de proiecte pe ADR Nord-Vest, și anume în martie-aprilie, urmând să finanțăm partea de infrastructură și granturi pentru instalare în aceste parcuri industriale din fonduri europene. Extinderea conductei de transport de gaze naturale pe direcția Sighetul Marmației, Vișeu de Sus, Borșa a fost o prioritate pe care am discutat-o îndelung și pentru care m-am bătut încă din momentul în care eram secretar de stat în Cancelarea Primului Ministru, și anume magistrala de la Sighet la Borșa, care a fost trecută ca și proiect strategic când eram în guvern și care este deja în execuție, urmând ca anul viitor să fie finalizate lucrările. De asemenea, port discuții cu autoritățile publice locale și căutăm soluții pentru finanțarea proiectelor în interiorul localităților, pentru că odată ce avem magistrala vom putea conecta localitățile la gaz, dar pentru ca acest lucru să fie posibil este nevoie și de rețelele interne. Aici avem în acest moment două variante, fie parteneriate cu operatorii economici din energie, fie prin programul național de investiții Angel Salini, unde se lansează o linie de aproximativ 1,7 miliarde de euro pentru gaze. Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Maramureș, un proiect care a debutat prost, un proiect care, din păcate, nu a fost gestionat cel mai bine în ultimii ani de zile, dar pentru care, chiar dacă foarte mulți dintre dumneavoastră veți spune că nu e nicio șansă să-l finalizăm, vă spun că o să-l finalizăm. În acest moment suntem în licitație publică, am obținut toate resursele financiare necesare să finalizăm lucrarea. Am avut contestații la CNSC, peste care am trecut. Acum avem contestație în instanță, pentru că în final au rămas doar două companii care se contestă una pe cealaltă. În 17 februarie avem primul termen în instanță și cel mai probabil în luna martie se va finaliza dosarul în instanță și vom putea să semnăm contractul de proiectare cu execuție pentru restul de executat de la Fărcașa. Licitația pe care am derulat-o este în valoare de 40 de milioane de euro plus TVA. Deci este o lucrare
foarte mare și costisitoare, dar pentru care avem un termen de execuție de 12 luni de zile. Deci dacă vom semna contractul în luna martie, în luna aprilie 2023, acest proiect va putea fi finalizat și atunci noi vom putea depune cereri de finanțare pentru îmbunătățirea sistemului pe alte programe operaționale și sigur că vom putea gestiona deșeurile la un cost mult mai rezonabil decât cel actual. Barajul Runcu este de asemenea un proiect pentru care m-am bătut încă de când eram în guvern, pentru că apa este o resursă strategică importantă, dar și zona Runcu este una superbă și care are un potențial turistic fantastic și vreau să vă aduc aminte că în 2020 au fost alocați 25 de milioane de lei pentru continuarea lucrărilor, în 2021 au fost alocați 48 de milioane de lei de la Guvernul României pentru continuarea lucrărilor, iar acum Guvernul Ciucă a alocat peste 109 milioane de lei pentru continuarea lucrărilor. Deja digul este spre finalizare. În acest an va fi finalizat digul, urmând ca în 2023 să fie achiziționate și montate toate utilajele și dotările necesare pentru funcționarea barajului și estimez că în 2024, cel târziu 2025, acest proiect va fi unul finalizat și îmi doresc foarte tare acest lucru pentru că întâmplarea face ca acest baraj la acest baraj se lucrează de când m-am născut eu, adică din 87. Da, dar mă bucur că am găsit totuși susținere și am reușit să promovăm acest proiect important pentru Maramureșul istoric, dar pentru întreg Maramureșul, pentru că acest proiect are și canale de fugă spre barajul Filiza, adică va asigura tot timpul în barajul Filiza un debit de apă cât mai bun pentru municipiul Baia Mare, pentru întreaga zonă aceasta din Maramureș, dar și pentru Maramureșul istoric, pentru Sighetul Marmației și să nu uităm de componenta turistică, pentru că ne dorim să dezvoltăm turismul în județul Maramureș și cred că acest proiect în această zonă absolut binecuvântată de Dumnezeu va aduce un plus valoare foarte mare. De asemenea, am realizat un proiect pentru reabilitarea și modernizarea policlinicii numărul 2 Baia Mare și urmea să depunem pe programul operațional regional un proiect în valoare de peste 5 milioane de euro. Avem un proiect pentru extinderea Spitalului de Boli Infecțioase prin construirea unui ambulatoriu nou cu toate dotările aferente. Chiar am prins în buget inclusiv achiziționarea unui teren lângă spital, astfel încât să avem spațiu suficient pentru noua extindere. De asemenea, am dat ordinul de începere a execuției pentru proiectul Altera, pentru proiectul care privește terapii alternative pentru copii cu nevoi speciale, care va avea practic un parc senzorial complex unde se vor combina terapiile tradiționale cu terapii care se vor efectua cu ajutorul animalelor în cadrul unei arene. Centrul va fi construit în comuna Recea, în zona Arieșu de pădure Coltău și va fi la standarde foarte, foarte ridicate. Sunt convins că va ajuta foarte mulți copii maramureșeni. De asemenea, vom reabilita școlile speciale din județul Maramureș. Deja am finalizat studiile de fezabilitate și suntem pregătiți atunci când vor fi lansate ghiduri de finanțare. Suntem pregătiți să depunem cererile de finanțare, astfel încât toate școlile speciale să fie dotate, să fie reabilitate la standarde cât mai înalte.
Pârtia olimpică de la Borșa, am anunțat încă dinainte să fiu președinte al Consiliului Județean că voi susține și am susținut și în 2020 și în 2021 realizarea acestui proiect important. Am reușit să obținem finanțare fără niciun fel de problemă de la guvern pentru această pârtie olimpică. Sigur că administrația publică locală, primăria, s-a ocupat de investiție, dar cred că am ajutat suficient de mult în ceea ce privește finanțarea și tot ce a însemnat acest lucru. De asemenea, deja avem în licitație publică proiectare cu proiectare PUZ pentru aquapark în zona orașului Baia Sprie. Practic vom realiza un aquapark între satul Nou de Sus și Baia Sprie, pe acel teren care este unul foarte, foarte frumos. Este și în vecinătatea municipiului Baia Mare. Practic va fi și pentru locuitori, dar mai ales va stimula foarte mult turismul acesta aquapark în zona municipiului Baia Mare, care va avea o parte închisă și o parte deschisă, cu bazine încălzite, cu apă încălzită, astfel încât să poată funcționa în orice sezon. Investiția se preconizează a fi în jurul la 25 de milioane de euro și va avea o capacitate de aproximativ 2000 de persoane pe oră. De asemenea, avem și câteva drumuri turistice la care lucrăm în această perioadă. Am realizat împreună cu Primăria Vișeu de Sus, cu Primăria Ruscova, cu Primăria Vișeu de Jos, cu Primăria Păinile de Sumunte, un parteneriat care s-a concretizat într-o asociație de dezvoltare intercomunitară Pietrosul Bardeului. Și împreună ne-am propus să realizăm un drum de legătură între Vișeu și Păinile de Sumunte direct, dar și între Vișeu și Vișeu de Jos, Ruscova, astfel încât în zona Pietrosului Bardeului să deschidem o zonă turistică absolut fantastică și care să contribuie la bunăstarea comunităților locale din acea zonă. De asemenea, avem și alte investiții în zona drumurilor turistice, DJ-183, care face legătura între Izvoare și Gutin, între Izvoare și DN-18, care mi-am propus să îl reabilităm în următorul an de zile. Și, de asemenea, legătura dintre Băiuț și Botiza, pe care îmi doresc să obținem finanțarea, astfel încât să poată fi realizat acest drum cât mai repede, pentru că această legătură ar ajuta foarte mult atât Țara Lăpușului, dar și legătura cu Maramureșul istoric și turiștii care vin în zonă și care ar trece prin aceste zone absolut fantastice. De asemenea, revitalizarea turismului montan în județul Maramureș este un proiect pe care l-am demarat și care deja este în lucru, nu doar la nivel de proiect, ci până în vara acestui an vom avea primul traseu finalizat, și anume spre creasta Cocoșului, dar avem și alte obiective în acest proiect mare și lat, revitalizarea turismului montan. Pe lângă traseele turistice pe care dorim să le realizăm, sunt și acele puncte montane, refugii pe care dorim să le construim, iar pentru anul acesta am prins în buget deja trei astfel de refugii în trei zone din județul Maramureș, absolut fantastice. Și sigur, dezvoltarea serviciului Salvamont, pentru că este important și acest lucru și chiar în vara acestui an demarăm lucrările la noul centru Salvamont, care va fi făcut în Groșii Țibleșului, care să deservească toată zona munților Țibleș și nu numai.
De asemenea, ne-am propus și am realizat un audit pe zona informatică a Consiliului Județean și a subordonatelor, astfel încât să realizăm un cloud județean în care să toate serviciile publice să funcționeze mult mai repede și să fie mai aproape de cetățean. Digitalizarea este un obiectiv important pentru mine și de aceea am considerat că este important să demarăm cât mai repede, chiar dacă nu avem încă linie de finanțare pentru digitalizare, însă atât în PNRR cât și în POR avem deja linii unde vom putea să depunem cele de finanțare și urmează să lucrăm la acest lucru atunci când avem ghid final deschis. De asemenea, am demarat un program privind construirea de piețe tradiționale în mediul rural și urban, în special în urbanul mic și în mediul rural, pentru că există zone cu un potențial foarte mare în ceea ce privește vânzarea de produse tradiționale, vânzarea de legume, fructe, produse în județul Maramureș, însă am umblat în fiecare piață din județul Maramureș și am văzut că condițiile nu sunt dintre cele mai bune. Drept urmare, am demarat acest proiect pe bugetul Consiliului Județean încă de anul trecut și deja avem două proiecte care sunt finalizate la Bogdan Vodă și la Lăpușul Românesc. Urmează să se finalizeze și proiectul de la Păinile de Sub Munte, iar în acest an vom finanța realizarea primelor două piețe tradiționale de la bugetul local, urmând ca anul viitor să continuăm acest program de dezvoltare și construcție a piețelor tradiționale în județ. Iar în ceea ce privește orașele cu care am făcut deja parteneriat, Șomcuta sau Borșa, vor intra pe programul operațional regional, unde vom depune în parteneriat cererea de finanțare după ce finalizează primăriile studiile de fezabilitate, pe care de asemenea le-am finanțat de la Consiliul Județean. Pentru centrul de legume și fructe am făcut inclusiv o vizită în Polonia, unde am văzut un model de bună practică, astfel încât să putem să realizăm la Mireșul Mare un prim astfel de proiect centru de legume fructe și mă bucur că există o deschidere foarte mare din partea domnului primar pentru a realiza acest proiect în parteneriat cu Consiliul Județean. Noi practic vom veni cu toată infrastructura, cu tot know-how, cu finanțare, cofinanțare, astfel încât aceste proiecte să fie realizate, dar e nevoie și de implicarea administrației publice locale. La Mireș avem o comunitate mare de legumicultori, de agricultori și sunt convins că vor fi și foarte mulți cetățeni care vor folosi acest centru de legume și fructe, Frig, care va deservi toată această zonă a Maramureșului și pe viitor ne dorim să mai construim un astfel de centru și în Maramureșul istoric. Reabilitarea casei tineretului este un proiect foarte frumos pe care am fost nevoit să-l reactualizăm pentru că el a fost realizat în 2018 și au expirat valabilitatea studiilor. Acum l-am refăcut și urmează să fie finanțat prin Compania Națională de Investiții, termenul de realizare fiind de 2 ani de zile. Reabilitare Castel Telechi Pribilești. Aici am reușit în 9 luni de zile să achiziționăm castelul pentru că a fost o întreagă poveste și cu achiziția castelului Telechi, dar în cele din urmă am reușit. Este în patrimoniul Consiliului Județean al județului Maramureș și deja am demarat procedurile pentru
studiu de fezabilitate, astfel încât să intre fie pe PNRR, pe programul traseului castelelor din România, fie să intre pe programul operațional regional. Este o clădire emblematică pentru Maramureș și sunt convins că putem avea un centru cultural foarte frumos la Pribilești, în castelul Telechi. De asemenea, am început proiectarea pentru reabilitarea Muzeului Județean de Istorie, a Muzeului de Etnografie și a Teatrului de Vară, dar și a Muzeului Satului, pentru că este foarte important ca în județul Maramureș să avem și instituții de cultură la cele mai înalte standarde. De aceea, chiar de curând, discutam și cu directorul Muzeului Județean de Artă să reabilităm și acea clădire și eventual să o extindem astfel încât lucrările de artă pe care le avem în număr de peste 4.000 în Muzeul Județean de Artă să poată fi expuse la cele mai înalte standarde și de ce nu să aducem expoziții cât mai multe și frumoase și din alte părți pe care să le arătăm aici maramureșenilor. Sunt multe proiecte la care lucrăm. Avem și proiecte pe care în acest moment nu le-am pus în raportul de activitate, dar care sunt convins că vă vor încânta atunci când le vom anunța. În cele ce urmează, vă stau la dispoziție. Deja am răgușit de cât am vorbit, dar vă stau la dispoziție cu întrebări. Colegii mei îmi vor transmite imediat întrebările pe care le aveți pe Facebook. Faceți un proiect sau luați măsuri pentru plasticul din râul Iza? Este inadmisibil pentru anul 2022. Pasăre Ioan. Da, sunt de acord cu dumneavoastră, dar să știți că aici principalii vinovați suntem noi, cetățenii, care, din păcate, încă în 2022 mai aruncăm peturi și materiale plastice, gunoaie, la râu. Însă, cu toate acestea, în bugetul pe anul 2022 a Consiliului Județean se va regăsi și un proiect pilot pentru această zonă, prin care vom instala, în primul rând pe Someș, în primă etapă, un cadru metalic special conceput pentru colectarea de materiale plastice și peturi din râul Someș, astfel încât să, după ce trece de Maramureș, râul Someș să fie cât mai curat și să nu ne facem de rușine peste hotare cu tone de peturi pe care vecinii maghiari le strâng la intrare în Ungaria. Este un proiect pilot și care, dacă va funcționa cum trebuie, îl vom extinde și pe Iza și ne dorim să-l extindem și pe Tisa. Când se va băga gazul în Borșa, întreabă domnul Ștefan Baciu. În primă fază trebuie să finalizăm conducta de transport gaze de la Sighetul Marmației până la Borșa, urmând ca autoritatea publică locală să facă demersurile necesare pentru introducerea și în localitate, adică la utilizatorii finali. Am analizat, pot să vă spun că am analizat împreună cu câteva companii private Borșa, Vișeu, Moisei, pentru a putea trage gazele la blocuri, la case, și sunt șanse mari ca în următorii 2 ani de zile să poată fi tras gazul în Borșa, dar sigur, asta doar după ce este finalizată magistrala, adică conducta principală de gaz. Ce activități se vor desfășura la Casa Tineretului
Întreabă Teodor Molnar. La Casa Tineretului va fi un centru cultural, dar și de tineret, în mod evident. De urmare, vor fi activități de tineret, spectacole și, sigur, instituții de cultură, pentru că sunt foarte multe spații în Casa Tineretului care pot fi utilizate pentru această destinație. Dar, de asemenea, îmi doresc să amenajăm și câteva spații care să poată fi folosite de către ONG-uri pentru activitatea curentă, un fel de share space. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați urmărit. Uite, mai este un comentariu în care mi se spune că n-am făcut 4 km de drum care este de pământ, dar nu mi se spune care drum. O să vă rog să-mi lăsați și care drum, ca să știu unde trebuie să intervenim. Dacă este, evident, drum județean, pentru că noi putem să acționăm doar pe drumurile județene. Mulțumesc că m-ați urmărit. Vă asigur că timpul meu și toată priceperea mea sunt pentru a realiza proiectele la care m-am angajat și sunt convins că în cele din urmă nu veți fi dezamăgiți de ceea ce facem împreună pentru județul Maramureș. Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc tuturor o seară plăcută și o săptămână cât mai bună.